Fraților, bine v-am găsit la un nou episod din seara de GTA. În primul rând vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru numărul de like-uri dus la episodul de data trecută. S-au strâns foarte multe like-uri și tocmai de asta vreau să vă mulțumim enorm. Ne-ați dat like și ați zis să tunăm această mașină, așa că noi asta o să facem. Fraților, mașina asta, după cum vedeți, are roțile foarte, foarte înguste. Zici că sunt în puii mei de matiz. Să știi, vă. Deci foarte înguste, pentru cât ea de mare și că mai e și... Acum mergem să o tunăm. Și că mai e și blindată. Bă, e. Bă, da, nu te gândi că rezistă mai mult de două bubuituri. Zici tu? Facem testul după aia, eu zic că nu. Și în orice test, iau Hydra, dau nea sau tank. Nu cu Hydra, ca bubu. Și mi-a zis să-mi iau și tank, așa că o să iau și tankul. Nu, că bubu e repede cu Hydra. Bubu e instant, ca are gloanțe explozibile. Sau, de fapt, în episodul viitor o să iau tankul, să nu-mi aduceți aminte. Ok. Se numește Imponte Duke Odef Muscle. Da, farul îmi place cum pornesc enorm de mult. Haideți să vedem cum reușim să o tunăm. Frumos așa, armură full, frâne full, motor full, explozibil nu, ori nu ne trebuie lumini, avem nevoie de xenone. Nu aparat că tu vă juc de urâtăie. Da, respray. Tu e bun, transmisie... O fac rom. Grasul i-au zis și o fac rom. Păi tu poți. Bă, dar ce are roțile așa înguste, mâncați așa? E oribil așa cu le. Bă, sunt, deci, dar nu ni le pune mai mari, mâncați, așa tot așa mici le lasă. Transmisie, turbo, roți, ia să vedem la roți. Aici o să ne, o să dureze ceva să îi punem o preche zdravă de jante. Bă, grasul sunt toate mici. Dar ce mă, că nu-s late, eu vreau să fie butuci, așa. Uite cât de mici sunt. Nu am ce să-i pun mâncați așa pe ea, mă, crezi? Pentru că sunt urâte, că sunt prea mici. Uite și tu. De masă le pun. 15 ăștia, să mor dacă te mint. Ce culoare luași? O faci crom, zici? Crom, da. Eu nu știu, bă, ce să pun la jantele ăștia, să-mi bă piciorul de știu, mă crezi? Ce făcui, mă, le pusei pe alea, mâncați-și. Ia uite ăștia sport, ia să vedem de la sportivitatea asta ce avem. Ia uite și niște bibiesuri frumoase, de ei țin-o minte. Pentru data viitoare. Nici ăștia, nimic. Atâta, mă, nu pot spuneți deloc pe asta, să-mi bagă picioarele. Suf. Cât de frumoasă dă crom, dar nu pot să fac crom. Ce, bă? Nu pot să fac crom. Bă, nu știu ce jante să-i pun, mă jur, deci asta este ceva ce mă bate acum. Eu nu știu ce culoare să-i pun. Crom. Că toate sunt negre. Muscle, la muscle poți să-i pui. Ăștia nu, nici. Uitați, cred că ăștia le pun, nu? Nu știu, dar îmi plac niciunele. Ete, unde s-o opri ea? Nu. Nu. Ăștia nu. Bă, ăla e niște muros de masă. Nu, sunt frumoase, dar... Îi le pun pe ăștia și le vopsesc negre. La mine a ieșit ceva din ea. Dar sunt foarte înguste, bă. O strică, o face oribil. Bă, are multe, deci tu că pe față sunt și mai mici, mâncați așa decât pe spate. Da, bă, mâncate și nici nu pot să o tunez maxim, dar hai că merge. Dați-vă și voi aici, jante. Păi până și inelul pe Logan le are mai frumoase. Bă, ăsta e crom? Da. Ce crom e ăsta, bă? Păi e seara, bă. Păi dă-mă și ce se vede, albastru? Bă, așa pare, dar nu e albastru, e cromul ăla. Fraților, ce... Mulțumesc. Deci îmi place să le ia farurile, ia uitați, le-am stins. Și dacă vă uitați, se coboară, ia uitați. Da, chiar bă, ia uite cum fac. Și faza lungă, uite unde e. Zici că e camion. Fraților, asta este o mașină blindată, așa că acum o să sun eu și o să iau Hydra.
Nu cu Hydra grasule, nu, că Hydra au bubuie. N-are cum. Hai să ne dăm jos din ele, fiecare își face drop testul pe mașina lui, da? Păi stai așa, să-mi cumpăr și eu un de la. Ce n-ai sticky bombul? O pun aici frumos. Pe tai, o lăsași așa departe? Nu mai am. De lea, că trebuie să cumpăr niște sticky bombul. Ammo. Sticky bomb. Dăm cu câte una, nu dăm cu multe, da? Da. Ia te-o pun aici. Hai, hai domnule gras. Hai, spre 2, 1, apasă. Ce mă, a mea nu bubuie, bubuie decât data, what? Băi, ești nebun? Ce? Dar indui capota, bă. Ia. Ia uite, vezi? La mine nu se vede. Ia te se mai dă o dată. Grasule? Da. Ce blindată e. Ce țeapă, blindaș țeapă. Din 20 la bubuie. Deci rezistă decât la un sticky bomb, atât. Aha, mersi mult, că dacă trag o dată acută în cunia, o mucific. Nu o dată, de două ori. Doi apariu mă, că dacă te-aș joată cu tankul măi astea așa să-mi iau eu cu toate mașinile, că am pierdut o groază de mașini de la asigurări și nu-mi place. Ah, da. Ia stai mă, să mă duc eu să-mi scot o mașină din garaj de aici, că nu... Nu ce pe din antre, luăm milițul? Ba da, dar ajungi pe vorba. Fă mă, grăbitule. Buzard. De ce nu mă pierd milițienii ăștia proști? Mamă, ce mă doare gâtul. Ia stai să-mi las eu spătarul puțin mai pe spate, așa. Ah. Fraților, nu uitați să apăsați și acum butonul de like dacă vreți ca în episodul viitor să ne cumpărăm un tank. Am tunat și mașina asta, sper că vă place cum a ieșit. Dați un like pentru domnul lecturatul. De ce, mașinile mele. Pentru că am cele mai frumoase mașini din lume. Pleacă bă de aici. Electoratul recunoaște treaba asta oricând și la orice oră. Ce faci, mă? Mă distrez. Hai bă, mi-a aduce mașina. Grasule? Da. Vrei să ne urcăm pe cea mai înaltă clădire și să sărim de acolo? Cu ce? Cu parașuta, eu știu. Păi cu ce putea să sari? Bine. Trebuie să mai eviți în ceaul tău de șmecher atunci. Bă, da, fuge mașina asta. Ce mașină? Duc-o def asta. O luai și nou? Păi da. Și pierde controlul. Bă, la jantele la ce vrem. Miră-te că mai stă pe stradă. Office Garage, ia să vedem. Ce vrei să iei de acolo? Eu iau o mașină să o mut de aici, că nu-mi place. Unde stă? În garajul ăsta sunt mai boliți. Bă, da ce mașini am pe aici, ești nebun la cap. Iau, uite, 6x6. Și mai am sus. Păi nu e aici. De ce nu e aici? Mă rog, hai să luăm pe asta și să dăm afară pe aia. Păi de ce bă? Păi și ce fac afară? Te aștept pe tine afară așa? Fă-ți de lucru, eu știu. Mă, mulțumesc. Mă chemași pe sesiunea ta privată să-mi fac de lucru, este? Te-ai prins. Nu zici că vrei să sar cu mine de pe cea mai înaltă clădire? Păi sărim bă, dar să bag și o mașina asta în garaj. În ce garaj o bagi? Că uit, mă tot țin de o perioadă lungă de timp să o duc acolo și uit. Și nu-mi convine... Ce am bă de conduc așa de prost? Nu m-aș obișnuit cu viteza din GTA? Nu, dubsta. De ce mașini avem pe aici și am? A, vreau eu să fac o schemă de agrea de mea. Ce clasă avem aia, avem mai altă. Zentorno, Bugatti. Etere, Bugatti. Bă, de semaforele astea nu e data să ne rup.
Vettere Bugatti, Ferruccio Lamborghini, Enzo Ferrari. Cum îl cheamă pe copilul lui Ferrari? Tot Enzo Ferrari. Tot Enzo Ferrari? Fără mișto. Electro ăsta. Ăsta n-are, e pe altul, oricum. Da, mă, da. Bă, mute altă mașină. Fa. Hai ce da, asta e. Mutai ăla. Păi n-arată rău cromul ăsta. Nu e o mașină de lepădat. Asta e să văd pic mai așa. Pentru e poză. E frumos zenturnul ăsta pe negru, să-mi bă picioare. Fraților. Ok. Haideți să mergem unde am, unde am promis lui domnul Lăcătuș, lăcturatul. De lui domnul lăcturatul. Dacă aici mai înaltă clădire, stai puțin, că trebuie să fiu una din ele. Bă, aia unde l-au dus hackerii, dar nu știu. Dacă zburăm, sigur le vedem. Hai să vedem. Hai unde ne vedem. Trebuie să zburăm. Hai, ești aici. Hai că chem elicopterul. Hai că te invit în ceva. Management, cum făceam? Ah. Player, lecturatul, hai. Trebuie să vin cu tine în elicopter? Exact. Ui, fura mașina lui bău ăsta. Hai, 3, 2, 1 și start. Uite acolo, în stânga sus, cea mai înaltă clădire. Aha. Uite-o, drept în față. Da, și eu mă învăța. De ce? Hai, hai, comentează, hai, comentează. Dar de ce să nu te învăț? Băi, grasule, tu ești un gras. Asta ești tu, ordinar. Eu nu sunt gras, nu știu ce mă faci gras, că tu ești cel mai gras dintre noi. Păi te-am făcut eu gras. Dar tu ești cel mai gras dintre noi. Dar tu mănânci cel mai mult dintre noi. Nu contează, tu ești cel mai gras. Fraților, să nu aduceți pe asta acasă la voi, că ăsta e pagumă mare. Dar tu ești cel mai gras. Dacă n-a avut și el când era mic. Tu ești mai gras dintre noi. Bă, asta e bancă? Da, Maze Bank. Și noi pe aia puteam să ne cumpărăm aici. Ia uite, FBI. CIA. Bine, CIA. Ia, ce-o fie aia, mă? Ce? Uvi ceva CIA. Dar avem parașută? Da. Avem. Vrei să rim acum? Câte ceas un joc? A, e 3 abia. Dar nu de acolo, grasule. Dar de unde? De aici, de sus. Îți iei viteză și ai sărit. Opa! Ce? Vino încoa. Ia uite aici, o macara. Oh, fuck me. Grasule, ai curaj? Da, bă, ce ai, că mi-e frică. Ia uite de la mine că te filmez frontală. Da? Mă uit cu V. Bă, ești gata? Bă, grasule. A. Mă uit în first person, bă. Da? Uiu! Ia nu te gândi că se vede cine știe ce. Știu cum se vede, că am mai sărit și eu. Este o treabă foarte aiurită. Ce l-a omorât pe fraier. Atac armat, hai! Fraiere? Ce? Dar putem să intrăm într-o bancă să o jefuim noi doi, e de capul nostru. Nu cred. Fraiere, dar fără arme, hai cu pistoalele, ca în filmele americane. Bine. Trebuie să-mi iau pistolul șmecher, nu știu pe care, pe asta. Hai mă, hai, veniți singur astea, șmecheri. Ia, tu nu muriși, bă! Vină cu agrasul, repede, repede. Hai așa, ca în filme, dar în first person, hai. First person? Da. Hai, hai. Fugi, grasule, fugi, urmărește milițul. Tai să mai tragem după ei, că... Om, cât șmecher... Yes! Fugi, fugi, grasule, fugi aici, în asta. Nu acolo, grasule, vin aici, după mine, grasule, țineți după mine.
Hai, grasule, hai. Vino, hai. Nici nu știu unde să ne ascundem, grasule. Poți te-au static. Nu poți. Încă nu ne prinseră. Yes, am omorât unul. Uite-i! Și-a omorât unul. Fuck, 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 fuck. Trebuie să fugim, grasule. Știu eu. Am o idee, grasule. Hai! Spune-o! Vin! Vin-o încă! Nu aleargă ăsta! Hai, repede! Fugi! Dar nu văd în spate, eu unde dau. Nu contează, fugi! Tu trage, grasule. Nu mă lasă să trag prea mult în first person. Bă, deci mă simt ca în filmele americane. Mm-hmm. Trezirea! Stai să scoatem parbrizul ăsta. Așa. Că ne gurcă, grasule! Bine, trebuia să mai mergem ceva timp, da. Grasule. De unde am ajuns? Numai noi și, și cu bunul Dumnezeu știe. Oh, fuck. Uf. Trebuia să ies, intru și eu pe rampa aia. Păi asta cred că ți-i intenționași, dar nu ți-i și. Du-te-n puii mei! Ah! Trăim? Hai, grasule, hai! Hai! Nu te da bătut, trage! Mă lasă că nu mă la... Nu... Trag și-o, grasule! Oh, oi, oh, oi, oh, oi, oh! Bă, bă! Fugi! Ești prost, ce idiot! Ce? Deci mă puteam să mai dau în spate de ei și când să intre trinul noi, când ne pisără și ne salvară ăsta, tramvaiul. Și când dă ăla în tine, ești praf. N-a făcut cu tramvaiul de autobuz. Nino, ca mașina de poliție. Dați-vă! Dați-vă că vine... Grasule! Fix prin pană! Lasă-l, hai să abandonăm nava undeva. Uite cura în subterană. Nu, am altă idee. Mai bună. Grasule, nu e bine. Nu tu, bă, tu taci din gură. Trebuie să abandonăm cumva nava asta. Trebuie. Ah, ce, aici se prefera. A fix, stai așa. Jos! Omoară-o! Haida! Fugi, grasule! Unde mergem? Ne salvează cineva? Am o idee bună. Fuck, dă-te bă din potecă. Grasule, mașina ta era mai bună. Miliția în curul nostru, grasule. Păcat, nu pot să le trag, ba da pot. Dar nu trebuie mișca așa, că nu pot să le trag de aici. Încerc. Wow! Mă simt ca... the baby. Mă simt ca în James Bond. Trebuie să aici, stai. Ne oprim aici? Bă, ești nebun. Vino repede pe Stacey, căutăm aici în auto, vin aici după mine, grasule. Bă, ești prost. Ce e aici, au? Ia. Bă, ești prost. Julieta. Fântâna tinereții. Grasule, noi nu sare. Grasule, vino încoa. Facem un film aici. Ia uite din nou, vino. Green screen. Da. Grasule, o să te înconjoare ăștia, grasule. Bă, ce? Unde ești, grasule? Sus aici? Da. Vin. În spatele scenei. Oh. Hai să fugim. I-am păcălit. Hai, fugi. Vino pe aici și ia. Vin. De fapt, nu.
fugi, ne-au luat. Hai, grasule. Du-ne de aici. Ce cosmos poate? Îmi place. Ce șmecher e urmărirea asta să mor de nou? Aici era apucai să mă urc. Mă simt ca filmele americane. Dar și eu. Polițiștii și bardiștii. Hai să încercăm să scăpăm de ei, grasule. Hai. Wow! Cum se văzu? În față e blocaj! Nu, 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 întoarce, întoarce, întoarce! Fă la stânga, la stânga, grasule! Bă, grasule, ce faci, bă? Nu pe aici! Tu nu vezi, mă, poliția? Sunt de-al vostru. Du-ne afară din oraș, grasule. Am o idee mai bună. Așa, așa, așa. Dar unde credem oare? Unde e? Dați-vă, mă, dați-vă. Wow, când se vede mașină, mâncați așa, să vă lași la un accident, mâncați așa. Bine, că de jos, aici... Jos, gata. Sări gazul ăsta, nu putem. Grasule, pe aici, pe aici. Te acopăr eu, fugi. Unde ești, grasule? Vin. Intrai în curte la ăsta. Vin, 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 vin. O sticlă de vin. M-am ucis mic de aici, așa. Vină încoa, că-i fentăm. Unde e și mâini cu tău vieții? Vreau să le vezi că ăia o să vină pe... Colcă-i de milițieni aici! Nu am cum a făcut elicopterul mătic să te spargă. Grasul ăsta, strigi gardul, unde ești? Da. Vin. Și îmi place când ne trag în cap cu pistolul așa, se vede așa bum bum, știi, direct. Bă, nu-i nimeni spre ea, mă, mâncați-și. Grasule, cred că ăsta n-a fost sfârșitul. Măcar dai elicopterul la jos după mine, eu nu mă predau. Poliția! Bum. Eu fug. Cu ce fugi? Poaa, grasule! Cum te luă ăla? Mașini, mașini, mașini! Vino încoa! Mamă, stă aproape mort! Du-ne de aici, grasule! Repede! Scăparăm! Mă, ce-mi place să mor eu! Deja e epic rău, fraților, dacă asta nu merită un like! Oștilo! Mergem în Mexic acum! Bă, dar de ce merge așa de prost, așa de pană? Nu știu, eu zic să o iei undeva pe munte când poți. Ca să scăpăm de ei. Așa. Sau, cred că singura mă... Cum lovi, mă, dobitocul ăla? A pus-ai din greșeala, ai și muri. A, da? Da. Grasule, tu ești mort, dar eu încă mai duc steagul. Am urcat pe un deluleț. Și aici sar și eu din mașină. Și îți pui capă zilelor? Exact. Și mai bine apăs M. Și am pus să-i pe pistolul ăla la și m-am omorât. Dar nu o să fiu prins în viață. Frate, oricam atât cu acest episod. Nu uitați să apăsați pe butonul like. Și noi ne vedem la viitoare. Pa, pa.